Cum vom circula? Pentru că au fost două, au fost mai multe, dar variantele erau în interiorul localității, știm, și a comunităților în care locuim, nu mai avem nevoie de foi, vorbeam și cu domnul doctor, ne-am destresat din punctul ăsta de vedere. Între localități a fost o, a fost o discuție la un moment dat, cred că acum vreo 3 zile, că ne-ar ajuta verbală. Da, declarația verbală. Și atunci chiar aia mi se părea o prostie. Adică de ce să o mai zici? Mai bine nu mai zici. Că oricine poate să înseileze o minciună când te oprește polițistul. Era imposibil de verificat. Normal, și normal. Nici nu te puteai întoarce împotriva acelei persoane, pentru că până la urmă era o declarație verbală. Ajungeam la o chestie. Ce făceai? Îl urmăreai să vezi dacă minte sau nu? Era cuvântul lui împotriva cuvântului polițistului. Ziceați că aveați camerele și îl puteați filma. Avem câteva, nu. Dorim să le avem, să aibă toți polițiștii. Și atunci s-a păstrat formula scrisă. Rămâne cea veche valabilă sau sunt altele noi? Nu, în mare parte rămâne același conținut până la urmă. Vorbim de mai multe motive, le-am aflat și noi acum în această seară după declarația celor doi miniștri care gestionează. Ar fi bine să le repetați. Chiar mă gândeam că vedeam colegii în stradă care erau la rândul lor în stand-by și ascultau la radio. Că pe telefon. Este nefiresc, este absurd. Acum este ora 12 noaptea, încă nu avem toate normele, ni s-a povestit despre ele. Urmează să fie redactate toate ordinele miniștrilor, ordinele comune de miniștri pentru toate domeniile respective. Și în continuare, colegii noștri așteaptă să vadă exact care vor fi abaterile aproape penibil, și care vor fi sancțiunile. Adică, dacă vorbeam la început, dacă vă... Meciul la radio, fotbal minut cu minut cu minut. Adică dacă vă aștepta să nu fie penibilă situația în România... Mi-a venit o idee, la ora 12 fix, putea să-l oprească și întreba, bine, și ce pățesc acum? Stați să ascultăm. O coloană de mașină așa pe asta. Cum zicea mama ei, zice la tranzistor, domnule. Ce a zis la tranzistor? Este puțin penibil și ridicol că s-a ajuns în această situație, pentru că toate aceste lucruri trebuiau pregătite de dinainte. E absurd. Avem mii de polițiști în stradă care ascultă la radio ce să facă începând de la ora 12 noaptea. Șeful în puș pe ăsta? Sau mă gândesc la cetățenii care probabil n-au stat până la această oră să asculte declarațiile și se trezesc dimineața să meargă în magazin fără mască. Mai ales că masca va fi obligatorie în toate spațiile închise, la fel în mijloacele de transport în comun. Parcurile sunt deschise, ceea ce e un lucru bun, însă spațiile de joacă pentru copii rămân în continuare închise. Corect. Ca element de noutate, sigur, mai avem... Haideți să lămurim asta cu deplasarea între localități. Deplasarea între localități. Vor fi stabilite și am văzut că a citit secretarul de stat Raed Arafat motivele pentru care poți părăsi localitatea. În mare parte se păstrează aceleași motive și justificări. În primul rând vorbim despre interesul profesional, evident cei care vin și fac naveta dintr-o localitate în alta. Vorbim despre situațiile, medicale, de tratamente și așa mai departe. De asemenea, vorbim despre întreținerea gospodăriilor, a terenurilor sau proprietăților pe care le au cetățenii în afara localităților, practicarea sporturilor individuale și am mai văzut că mai sunt o altă categorie de justificări cu privire la întocmirea unor documente. Am înțeles. Da, voluntariat și așa mai departe. Se vede că totuși față de starea de urgență au detaliat mai mult, pentru că au fost foarte multe întrebări în perioada stării de urgență cu privire la motivul pentru care poți să pleci sau să nu pleci. Și până la urmă ne bucurăm și noi ca polițiști, pentru că aveam foarte multe discuții controversate și contradictorii cu cetățenii care nu ne ajutau deloc. Eram curios să întreb, că e interesant dacă poți să faci sporturi individuale, nu? Până la urmă, oricare dintre noi poate la un moment dat să spună sau chiar să facă. Și să spui că vrei să mergi să faci un sport individual la munte. Ne spunea ministrul Vela în intervenția de lunea trecută că ai voie la drumeție. Drumeție, în București n-ai cum să faci, trebuie să te duci pe undeva pe la munte. Aia înseamnă drumeție, nu? Și atunci poți să ții bicicleta sau lucrul ăsta e posibil? Adică este posibil, este posibil. Da, la fel și pescuitul, de exemplu, adică toate acele activități... Vânătoarea, din ce atunci îmi pun întrebarea... În ce variantă nu poți pleca? Păi asta, pui o bicicletă pe mașină și zici, aveam eu un prieten pe vremuri, erau rația la benzină, 5 litri dacă și treceai până nu știu ce și dacă aveai deces în familie, îți mai dădea nu știu cât, 20 de litri, nu? Așa era pe vremea lui Ceaușescu. Și mergea cu cruce, cu numele lui maică s-a scrisă pe capotă, ne povestea Serghei, că e un prieten comun. Și se plimba pe la toate pompele de benzină când avea nevoie, cu crucea lui maică s-a pe mașină, zic că domne, am un deces. Bine, morbid, dar în stilul românesc. Așa și noi, punem o bicicletă, punem o bicicletă pe mașină și zicem că mergem la drumeție, ne ducem oriunde în altă parte. Și până acum s-au practicat astfel de lucruri. Am auzit chiar o situație în care și-a pus în spate un sac de mâncare de câine
și din a treia zi a stării de urgență până în prezent s-a plimbat cu sacul de mâncare, da, de câine și de fiecare dată când era oprit a spus că a fost să cumpere mâncarea. Mâncare, bonul, da, fiscal nu trebuie să-l păstrezi decât până la ieșirea din unitate și atunci... Deci până la urmă e o caterincă generală sau cum va face poliția? Nu o caterincă, nu e vorba de asta. E foarte greu însă și nu cred că avem polițiști să punem în spatele fiecarei mașini care va merge spre Sinaia. Că acum am văzut diverse declarații ridicole ale guvernanților, ca să spun, da, așa. Chiar și cu strănutul, chiar și cu, da, acolo a fost grătarului o exaltare, să sun la 112 dacă strănută cineva lângă tine. Le-ai nebunit pe fetele alea. Avem și acum probleme cu 112 pentru că 70% dintre apeluri nu sunt urgențe. Acum chiar ne gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut cetățeni care erau extraordinar de vigilenți și ar fi reclamat fiecare vecin care tușește, strănută sau, da, nu știu, scuipă. Da, se colapsa 112. Nu? Am scăpat cu ATI-uri, le-au rămas... Oricum, mi se par toți destul de neapărat complicate, dar vor fi situații în teren. Că mă gândeam, am fost, cred că acum 2 zile, într-un magazin de bricolaj. Da. Cum ai, că am fost la începutul pandemiei, n-am mai fost atunci și acum am zis, trebuie să-mi iau ceva. Bun, și în magazin am încercat să constat niște lucruri. Aveau destul de mulți mască, dar foarte puțin aveau masca unde trebuie, adică era pusă pe sub bărbie, pe sub, mă rog, pe unde se nimerea și inclusiv angajații. Și întrebarea e, care e metoda prin care, bine, eu cumva defectul profesional le-aș fi zis, măi, puneți masca, da, faci tu ceva cumva. Din oficiu, da. Dacă mă gândesc cum, degeaba are mască, că el spune că trebuie să aibă mască, dacă e pusă incorrect, e sub bărbie, se consideră că e din mască? Din ce am văzut, declarația secretarului de stare Raed Arafat a făcut vorbire, acum așteptăm și textul. Da. A făcut vorbire despre acoperirea nasului și a gurii. Păi deci normal, că era cam gluma aia, ce ai făcut, mă, zoro. Nu neapărat despre o mască de protecție, ci despre orice alt material care acoperă nasul și gura. Dar ce se întâmplă dacă nu vor avea masca? Teoretic sunt pasibili de o sancțiune contravențională, pentru că în aceste dacă condiții... Dacă tot vorbim de amenzi, cum am ajuns la nivelul amenzilor? Practic, în momentul de față avem contravenții de la 500 de lei la 2500 de lei și vom vedea exact sub ce formă vor fi ele detaliate. Avem sancțiuni între 1000 de lei și 5000 de lei și avem pentru persoanele juridice sau pentru conducătorii unor unități de alimentație publică, restaurante și mai departe, amenzi de la 2000 de lei la 10000 de lei. Sunt, iar acestea se dau pentru toată plaja de infracțiuni, să numim. Dacă minți în declarație de deplasare dintre localități, dacă nu ai masca cum trebuie, dacă în continuare răspundești, zădărnicești, cum e aia, răspândirea, sau cum era, combaterea răspândirii virusului, adică rămân acelea... Zădărnicirea combaterii bolilor este în continuare infracțiune. Vorbim aici de strict despre contravenții despre și contravenții. Avem aceste trei categorii mari de sancțiuni, între 500-2500, între 1000 și 5000 de lei și între 2000 și 10000 de lei. De data aceasta sunt precizate și practic legiuitorul este cel care stabilește gravitatea abaterii contravenționale, nu mai lasă la latitudine agentului constatator cum a fost în perioada stării de urgență, unde am avut o înșiruire de fapte și toate erau sancționate cu sume între 2000 și 20000 de lei. Păi și atunci de ce mai există plajă dacă legiuitorul stabilește? De ce n-a stabilit o sumă? A stabilit în schimb pentru abateri, în sensul în care asta, probabil pentru o serie de abateri va fi sancțiunea de între 500 și 2500 de lei. Asta zic, între 500. Când 500, când 2500? Te prinde că ai mințit în declarația de la condițiile București acum, la Ploiești. Avem, de exemplu, o nouă interdicție de a forma grupuri mai mari de 3 persoane dacă nu fac parte din familie. Evident că dacă avem 4 persoane, probabil că sancțiunea va fi spre limita inferioară. Dacă vom dacă avea 10 persoane, okay, va fi okay, spre limita superioară, ca să spun așa. Okay. Asta să nu ne spună că e fratele Viterex. Ceva. Copilul din flori. Da, exact. Glumind, dar va fi foarte dificil și din nou vom avea o serie de situații în care încercăm, va fi concubinul, câteva minute. Sau... Da. Ne oprim câteva minute pentru publicitate și încercăm să clarificăm cât mai multe dintre aceste aspecte. Este adevărat, exact cum spunea și Cosmin, o bulbuială absolut incredibilă în dulcele stil românesc, inclusiv aceasta legată de faptul că puteam sta 3 zile într-o stare de dulce farniente care să nu fie acoperită de nicio legislație și reglementare în vigoare.